Bun găsit, prieteni, sunt Bogdan Cosmescu și vă invit să urmăm împreună un meci extrem de important pentru Dinamo, care joacă în această etapă a 5-a a play-out-ului la Mioveni. Incredibil. Cojocaru, un arbitru care e drept a avut un sezon destul de ok, dar un arbitru care în trecut a gafat enorm și care nu mai este de perspectivă în privința listei FIFA. Moura a venit în 2018 în România, n-a marcat încă în Liga 1. Centrala lui Rădescu, mare ocazie, Rusu nu profită de devierea lui Coșereanu, bună acțiune, cred că cea mai mare ocazie de până acum a meciului. Dinamo trebuie să fie atentă la aceste contraatacuri. Rusu are amintiri extrem de neplăcute. Un șut surprinzător de bun al lui Rusu. Poate că nu exagerează, mai degrabă aici de galben. Mai degrabă aici de galben decât a fost la Steanu Filip. Nu știu dacă Robiso a scăpat de avertisment. Aici, pe reluare, văd că intervenția este urâtă și, de adevăr, Garuti exagerează, dar nu... Wow! Asemenea ocazie, te întâlnești rar cu ea. O ratare monumentală a lui Balaur. Ultimul gol marcat de Balaur în meciul cu Șepși din deplasare. Coșereanu s-a remarcat în acest început de meci prin calitatea centrelor. Ce ocazie! Ce ocazie! Ratare enormă, cea mai mare șansă de gol pe care a avut-o Dinamo prin Grădinaru. Pasă excelentă a lui Rodriguez, timing perfect. Grădinaru prea superb de lângă Trif. Foarte aproape să marcheze un jucător care n-a mai punctat în Liga 1 din decembrie 2020. Pe vremea aceea a jucat la Voluntari. Dar ce pasă de Rodriguez! Să vedem această acțiune a lui Grădinaru, fața porții, ratează Irobiso. Grădinaru, prieteni, pare să fie, de când și-a schimbat poziția, omul numărul 1 din atacul lui Dinamo. Grădinaru a trecut din fundaș după intrarea lui Jaffer, a trecut în atac. A avut o mare ocazie și acum centrează perfect Irobiso, însă nu reușește să ajungă așa cum ar trebui la acel balon. Mare șansă pentru Dinamo. La media și la Voluntari, ultima oară, a fost în Malta la... Centrare la care Pieren, uite, vine cum trebuie și este gol! Marcat de Panait. Greșeală mare a lui Baltazar Pieren și Mioveniul deschide scorul. 1-0. Ce reușită pentru Panait în ce moment. Aplauzele lui Pelici. Primul gol marcat de Panait în Liga 1. Fotbalist care și-a împărțit cariera între FC Argeș și Mioveni. Iată aici pe Pierre, greșeală mare. Nici Jaffer nu sare cu Garuti, care trimite perfect în fața porții. 1-0. Pe undeva normal rezultatul. Irobiso îl pleznește pe Panait și va lua roșu. Va lua clar roșu, i-a băgat mâna în ochiul lui Panait, cartonaș roșu. Clar, indiscutabil. Pe această reluare, gestul este mult mai puțin grav, e direct. Ah, ba da, aici se vede, îl prezentește peste față pe Panait. Carp, la acțiunea lui Raice, este însă liber, Sanok. Poziționare greșită defensive din Amoviste, Sanok trece și înscrie. 2-0. Sanok a luat 3 goluri la Mioveni, 2 dintre ele împotriva lui Dinamo. Este limpede, Dinamo va merge la baraj.
mai poate spera doar să o treacă sub ea pe Chindia, dar în acest caz ar urma să joace împotriva echipei pe locul 4 sau locul 5 din play-off-ul Ligii a doua. Rezultatul este meritat. Dinamo a avut câteva ocazii. Nu știu dacă cumva a fost o sare aici. Orice Gasteagul a rămas jos. A avut câteva ocazii la 0-0, dar Miovenul a fost formația mai bună. Aici Sanoh îl păcălește ușor pe Eșan. 2-0 și cred că meciul este câștigat. 2-0 și om în plus